Spectacolul extraordinar de muzică populară organizat de Columna TV stă să înceapă. Este aproape ora 16, iar pe platoul prefecturii din Târgoviște s-au adunat foarte mulți dâmbovițeni dornici să asculte muzică populară de cea mai bună calitate. Deja în jurul orelor 17, peste 300 de dâmbovițeni s-au adunat la sărbătoare, probabil chemați și de vocile celor mai buni artiști. Spectacolul de pe piața Tricolorului este în toiul desfășurării. În acest moment pe scena din Târgoviște sunt două doamne mari ale muzicii românești. Este vorba despre Georgeta State și Mariana Cimponeașu. Dar ce-i drept, așa puțin trași la o umbră din cauza soarelui, dar foarte, ca de fiecare dată, foarte, foarte cald. Ce urări aveți pentru toți cei care poartă numele de Maria, Marie și Delibate? Le doresc din tot sufletul meu multă, multă sănătate, pentru că asta este primul lucru pe care trebuie să-l aibă un om, de care trebuie să ne bucurăm. Și după aceea le doresc tuturor celor care au copii, care au familie, să aibă alături pe cei dragi și să-și împlinească toate dorințele. Acest spectacol a fost foarte binevenit și a trebuit din ce în ce mai multe spectacole binevenite pentru buna educație a tinerilor generații, chiar și pentru adulți, o destindere aparte înseamnă aceste spectacole, mai ales cu prilejul acestei mari sărbători. Cei peste 1500 de dâmbovițeni care au venit la spectacol au fost de-a dreptul încântați de sărbătoarea de la Târgoviște. Fie că pe unii am prins mai devreme sau pe alții mai târziu, în toiul distracției, cu toții au felicitat inițiativa televiziunii noastre de a le dărui de Sfânta Maria un spectacol extraordinar. Oh, superb, superb! Eu vin din Canada și mi-e dor să văd așa ceva, de-aia m-am și prins să dansez, să joc și eu. Vă cheamă Maria? Aveți vreo Marie în familie sau vreo Mama Marie? Mama mea, care nu mai e. Mulțumesc. Nu mai e. Dar Dumnezeu să o odihnească. Aveți de gând să s-a spun la sfârșit? Da. La 10 se termină. La 10? La 10. La dimineața la 7 am avionul, dar toți stau. Mulțumesc foarte mult și distracție plăcută. O zi plăcută și dumneavoastră și mulțumim foarte mult de ceea ce ne oferiți. Te distrezi? Da, este ok. Place organizarea? Da, este super ok. Chiar nu mă așteptam să fie așa. Vei sta până la sfârșit? Da, normal, suntem un număr mare aici. Ai venit cu familia, nu? Da, chiar suntem o familie foarte numeroasă. Am înțeles. Ai Marii în familie? Da, foarte multe. Și ce le urezi? Le urez sincer la mulți ani, sănătate, fericire și tot ce-ți dorești. Vă place spectacolul? Da. De ce ați venit? Pentru spectacol, pentru distracție, așa e bine, în zi de sărbătoare, să ne unim și să petrecem. Aveți de gând să stați până la sfârșit? Normal, de-aia am dat banii ca să vin să văd, pe mașină, transport de la Pucioasa. Foarte frumos. Este organizat de Columna TV. Foarte frumos. Cu cine ați venit astăzi? Singură. Sunt în trecere de la serviciu. Ați trecut un pic pe aici. Mă bucur că se mai organizează așa ceva. Vezi, rămâne până la sfârșit să urmăriți focul de artificii. Da, da, da. Și între timp nu mai vine nimeni din familie. Aștept băiatul de la serviciu. Aveți Marii din familie? Am. De mulți ani. La mulți ani și dumneavoastră. Este sărbătoare mare și la spectacol. Vă place? Da, da. Vă distrați? Cu cine ați venit astăzi aici? Cine ați venit? Cu soția mea, Maria, Sfânta Maria. La mulți ani, doamnă! Multe sănătate! Mai aveți Marii în familie? În familie, da. La mulți ani și pentru mine. Rămâne până la sfârșit aici la spectacol? Sperăm să rămânem. Am creat un super loc de artificii acest spectacol. Da. Mulțumim pentru organizare și spectacol. Măriți Columna TV de obicei? Este ora 19 și pe platoul din fața prefecturii din Târgoviște s-au adunat un număr foarte mare de persoane, fie că vorbim de oameni din Târgoviște sau de persoane din întreg județul. Toată lumea se bucură de spectacolul organizat de Columna TV. Și cum orele treceau, din ce în ce mai mulți dâmbovițeni dornici de distracție ni se alăturau. Vă distrați în seara aceasta? Da, bineînțeles, ne distrăm foarte bine. Vă place de organizat Columna TV da, aici? Da, e foarte frumos, îmi pare bine că a fost o organizare foarte frumoasă.
De când ați venit? De când ați venit? De la ora 16 am fost aici. Să vreți să stați până la sfârșit? Până la sfârșit vreau să ne distrăm. Vă distrați? Da, foarte frumos. Vă place de-a organizat colina? Spectacolul este extraordinar de frumos. Chiar ne bucurăm că avem un astfel de spectacol în orașul nostru. De la ce oră ați venit astăzi aici? De la ora 16. Și vreți să stați până la sfârșit, nu? Până când se termină programul, pentru că este un program foarte frumos, foarte cultural. V-au plăcut de artiștii care au urcat pe scenă? Inclusiv toate formațiile care au fost pe scenă. Cine v-a impresionat în mod deosebit? Nu pot să fac remarcă. Toți au fost excelenți. Pentru că toți și-au făcut datoria și au fost nemaipomeniți. Da, și eu vă mulțumesc și mai dorim în continuare programe de acest gen. Spre seară, atmosfera s-a încins la propriu. Miile de oameni prezenți au încins hore care mai de care, că doar așa se distrează românul cel mai bine. Și după cum bine ați văzut, spectacolul a fost prezentat de Diana Berbec, prezentatoarea emisiunii Diana și invitații săi. Mă simt extraordinar pentru că pot să spun că am avut artiști renumiți ai muzicii populare și etno, pentru că am avut acolo și muzică etno. M-am simțit extraordinar și vreau să mulțumesc conducerei televiziunii Columna TV pentru că, iată, am făcut acest eveniment pentru sărbătoarea Sfintei Mării. Evenimentul s-a încheiat cu un superb foc de artificii care a durat în jur de 10 minute. Cu acest prilej, Columna TV mulțumește tuturor celor care au fost miercuri într-o zi de sărbătoare alături de noi și vă mai așteptăm cu mare drag și la evenimentele viitoare organizate de Columna TV, televiziunea orașului tău.